Ne îndreptăm către un loc numit 1000 de trepte. Casele sunt toate una și una. Am ajuns la un punct de observație unde aparent se pot vedea balene. Bănuiesc că alea foarte scumpe sunt undeva sus pe deal acolo. Și am ajuns și la scările noastre. Ce-a băgat apă în papuci cumva? Să zic că seara la cazare am avut un musafir nepoftit. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata următoarele noastre aventuri. Bună dimineața din Santa Barbara. Ne-am trezit puțin mai de dimineață să ieșim să vedem plaja și să vedem puțin cartierul în care stăm. Care ne-a lăsat așa un pic fără cuvinte. Foarte frumos. Foarte mulți bani așa inspiră bogăție și în stânga și în dreapta. Da. Casele sunt foarte frumoase, adică se vede și în spate. Are un cartier foarte liniștit, oamenii aici în Santa Barbara sunt foarte activi, fac yoga, sunt foarte healthy, lumea aleargă în spatele nostru, după cum ați văzut, și nu este singura persoană care aleargă. Așteptam să bată puțin mai tare vântul, dar e chiar... E bine, bine. E foarte plăcut așa. Să ieși dimineața la plimbare. Și da, cam asta e. Ne-a plăcut foarte mult Santa Barbara. Ne-a plăcut, nu știu, îți dă așa un vibe de oameni care nu sunt stresați. Da. Cu absolut nimic, adică... Păi nici nu aș fi stresat când am așa o casă la plajă. Nu? Da, da, corect, corect. Ne îndreptăm către un loc numit 1000 de trepte. Care, te duc, numai pe tine în cadru. Care duc către apă, către ocean. Să vedem, ne întrecem. Așa am zis, că ne întrecem. Asta a fost planul. După cum ziceam, casele sunt toate una și una. Am ajuns la un punct de observație unde aparent se pot vedea balene și delfini. Pe partea cealaltă era un panou în care erau prezentate câteva specii de delfini. Hai să vedem, Cristina, vedem sau nu vedem și noi o balenă sau două balene? Din păcate, nu am fost foarte norocoși, nu s-a arătat nicio balenă, așa că ne-am continuat drumul nostru spre cele 1000 de trepte. Da, frumos băncuță să vii la picnic, ai și grătar. Mai încolo la fel grătar, coșuri de gunoi lângă, foarte curat. Foarte curat și foarte îngrijit. Au și toaletă. Foarte, adică nota 10 din punct de vedere al organizării. Ai văzut în spate cu băncuțe, cu coșuri de gunoi, cu zone de picnic. La fel cu toaleta aici. S-a uitat puțin Cristina la prețurile caselor și plecau de pe la 300 de mii până la vreo 4, 5, 6, 7 milioane. Bănuiesc că alea foarte scumpe sunt undeva sus pe deal acolo. Bine, probabil și pe plajă sunt scumpe, dar alea de pe deal arată foarte mari și bănuiesc că și vederea de acolo e mult mai bună, mult mai interesantă. Mergând aici pe margine, pe alea asta, simți cum te lovește briza oceanului, adică efectiv simți vaporii de apă pe față și pe mâini. Am ajuns și la scările noastre. Deci aparent 1000 de scări. Și
Da, nu știu dacă e chiar așa de greu, acum să vedem. Challenge accepted. Ok, eu nu prea l-accept, dar n-am încotro. Trebuie să mă țin și eu după... după turmă. Haideți să dăm drumul. Ce? Da, stau să le număr, nu? Mai stau să le număr. Îți spun eu dacă, când ajung jos, dacă sunt 1000 sau nu. Cred că am ajuns la jumate, că de aici se vede partea de jos. Nu e chiar așa de rău, adică mai rău te rup alea din Brașov, care urcă sus la turn. Deci, suntem la ultimele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și am ajuns. Cred că ar trebui să am grijă să-mi ferez picioarele, dacă nu vreau să merg ud înapoi. Și da, cam așa se vede încolo. Dar nu e chiar așa de liniștit, cum zicea Cristina, sunt ceva valori. Și foarte norat. Pățit. Și-a băgat apă în papuci cumva? Da, să vezi că vin spre tine. Eu zic să te ferești dacă vrei să nu mergi cu nisip în papuci. Cristina nu crede că sunt 1000, așa că a hotărât să le numere înapoi. Absolut. Speram să fac și eu om de delfin, dar... de bale că n-am pretenții. Nu am delfinat. A început să le numere Cristina. O să ne spune exact câte sunt când ajunge sus. Suntem la jumătate, sunt 81. Da, nu știu dacă sunt, poate 1000 multiplicate, mulțite cu 10. Maxim 150. Sau poate au fost mai multe, au început proiectul cu mai multe trepte. Mă îndoiesc că erau mai multe. Poate frumos să liberise de aici. E, da. Let's go. Și acum, hai, let's go! Treptele în timp record. Pot să confirm că sunt 154 de trepte, nu 1000. Iar nivelul de greutate este mediu. Probabil ușor către mediu. Am văzut o casă mai încolo care are cumva balconul direct spre, e practic pe marginea prăpastiei. Și pe marginea stâncii și se vede direct oceanul. Ce ai pățit, Cristina? Tu ești ok, ești la limită. E cât capul tău, e cât la înălțime. E cât capul tău, da. Cine copacul e cât capul tău. Dacă în centrul orașului mai toate clădirile erau în stil spaniol, aici în zona rezidențială deja nu mai e. Sunt drăguțe și aici, dar nu mai au nicio treabă. Și nu se aude absolut nimic și suntem și în timpul săptămânii. Pe stradă sunt doar oamenii, cel puțin pe partea de parc, sunt doar oamenii care s-au trezit să facă sport, să alerge. În rest, aici pe străduțele paralele care duc spre case, nu se aude absolut nimic. Ai impresia, probabil lucrează toți de acasă, nu știu, că nu, absolut nimic.
Am văzut 3 oameni pe stradă, pe zona asta. Da, într-adevăr, pe partea de parc sunt mai mulți, dar în rest nimic, foarte, foarte liniște. Și casele, nu mai spun. Ca seară la cazare, am avut un musafir nepoftit. Încă nu ne-am dat seama exact ce a fost. Presupunem că a fost un raton. Că era un pic, adică mă rog, era timid, nu vrea să iasă total din tufiș. Așa că nu ne-am dat seama ce era. Și nici nu l-am putut surprinde pe telefon. Dar aici în zonă, am înțeles că sunt foarte mulți ratoni și bursuci. Ai găsit leagăn. S-a trezit copilul din tine. Aici, în partea, în tufișul ăsta era bursucul. Sau ratonul, încă nu știm exact care dintre ei a fost. Că se ascunde aici, undeva în spate. Ne-am hotărât să luăm bicicletele și să mergem să bem o cafea. Îmi place bicicleta Cristinei, că e super colorată. Vreau să zic că sunt super confortabile bicicletele astea. Deci ai o poziție, așa stai gen, nu știu, n-am cum să explic, dar da, e super confortabilă. Așa, să te trezești dimineața, să faci o tură pe aici, pe lângă parcul ăsta și să te bucuri de vedere la ocean. E, da, toți ne-am dorit chestia asta, măcar câteva săptămâni în viață. Am făcut o mică pauză să ne căutăm direcția și am zărit căsuțele astea frumoase. Și pe Cristina, care a luat-o din loc, m-a lăsat aici singur. Parca bicicletele, m-a cam rupt cei drept la picioare, dar a fost super frumos. Mi se pare că lui Cristina are ceva, pare, vreau să mă pregătesc să zic că pare că e electrică, dar sincer nu știu. A mea sigur nu e electrică. Da, nu e nicio Cristina electrică. Aștept să vină cafeaua și să ne delectăm cu cofeine și cu un strop de energie. Cristina chiar a fost la dietă în America, deci până și micul ei dejun, dar nu știu, dar nu se vede pe filmare, nu se vede cât de mic e. Deci gen, că astea sunt, nu știu, cât un deget. Deci gen, sunt 3 bucățele de pâine prăjită cât degetul. Super mic. Am ajuns la sfârșitul poveștii noastre în... Mai avem încă o zi. Nu, în Santa Barbara. Și o luăm ușor spre Los Angeles. Și ne oprim în Malibu să vedem și noi cum trăiesc bogații. Poate și Calabasa și cam atât. După ne întoarcem în Los Angeles. Ajungem la hotel, ne odihnim și mâine plecăm înapoi. Da.